Sute de angajați ai Spitalului Județean Botoșani au susținut astăzi un nou protest în fața unității medicale. Oamenii sunt nemulțumiți de câștigurile salariale, de condițiile grele de muncă și solicită conducerii spitalului alocarea sumelor necesare pentru a asigura plata voucherilor de vacanță pentru toți angajații. Asistenții medicali vor ca Ministerul Sănătății să revizuiască ierarhia pentru toate funcțiile din sănătate și implicit să poziționeze asistentul medical în grila de salarizare cuprinsă în noua lege a salarizării bugetare. Totodată, angajații spitalului spun că sporurile pe care le primesc sunt raportate la salariul din 2018, și amenință guvernul că protestele vor continua.